Dragilor și bine v-am regăsit la o nouă rețetă pe vlog. În seara aceasta o să gătim împreună sushi. Este foarte simplu de făcut, o să vă explic pas cu pas de ce aveți nevoie și cum se prepară. Prietenii mei de aici râd, nu este nicio problemă. Mergem mai departe, cheers! Avem nevoie de voie bună în bucătărie, da? Gătitul poate să fie și foarte distractiv. O să avem nevoie de orez pentru sushi, alge. Pentru prepararea orezului o să folosim oțet de orez, zahăr, sare și pentru rularea rulourilor pe care le vom face o să folosim acest bambus roll. Mai departe, pentru umplutură putem să ne folosim imaginația și să improvizăm, să folosim și ce ne place, dar putem folosi și rețetele clasice pe care le mâncăm în oraș. Eu am aici somon, castraveți, morcov, avocado și pastă de brânză. În primul rând o să ne ocupăm de prepararea orezului. După ce avem orezul, totul este foarte simplu. Și acest procedeu este foarte ușor dacă urmăm câțiva pași. În primul rând trebuie să îl spălăm foarte bine, orezul trebuie spălat în 4-5 ape și după aia o să-l punem la fier. O să vă explic pe parcurs ce și cum facem. Deci mai întâi spălăm orezul. Am terminat de spălat orezul foarte bine, am pus apă la fier. Apa punem la o cană de orez, o cană de apă. Acum o să pun orezul peste apă și în momentul în care apa începe să fiarbă, trebuie să acoperim oala cu un capac și să o lăsăm acolo încă vreme de 10 minute. Dar pe tot acest parcurs este foarte bine să verificăm că e posibil să fiarbă mai repede, dar până când se duce toată apa din bol. Acum așteptăm să fiarbă orezul și între timp ne putem ocupa de legume. Eu deja le-am tăiat, că am fost nerăbdătoare. Să sună telefonul, așteptă să sună. Da, mami! Bine, măi, te facem sushi, filmăm. Da. Și acum așteptăm să fiarbă orezul. Între timp putem să ne bucurăm de un pahar de vin, de prezența prietenilor noștri, sau putem să tăiem legumele. Eu le-am pregătit deja, pentru că eram nerăbdătoare. Repede fierbe. S-a început să fiarbă, deci o să acopăr și o să las la fier. Dar înainte să se răcească, o să adăugăm pe el oțetul de orez, sarea și zahărul. Amestecăm repede ca să se topească totul și să se omogenizeze. Sarea. Trebuie să mai punem și un pic de vin. Așa. Prietenii mei sunt nerăbdători să guste din bunătățile pe care eu le prefer. Așa. Punem oțetul. Îmi place să lucrez după cantități, dar îmi place să lucrez și după ochi. În general am o intuiție bună. Îmi place mie să spun și adaug cam ce trebuie. Clar de data asta o să folosesc o mărița. Pentru zahăr, eu am ales zahăr de cocos, pentru că îmi place să evit zahărul alb, rafinat. Așa. Suficient la cantitatea de orez pe care eu o am. Și amestecăm foarte bine. Ca să omogenizăm. Are culoarea asta din cauza că noi am pus zahăr de cocos, care e colorat. Dar pe mine nu mă deranjează. Amestecăm bine, bine, bine. După care
Îl întindem și îl lăsăm la răcit. Manevrăm cu multe grijă algele pentru că sunt firare. Avem o parte lucioasă și o parte care e un pic mai grunjoasă, ca să zic așa. Noi trebuie să punem orezul pe partea mai grunjoasă, bine? Iar partea lucioasă este cu fața în jos. Am așezat alga și sunt gata să pun orezul pe ea. E foarte important în momentul în care aplicăm orezul să umezim puțin paleta sau să le umezim pe degete, dacă vrem să le folosim, pentru a întinde cât mai ușor orezul și dacă avem folie alimentară să o folosim pentru bamboo straw, este foarte indicat ca să nu ne murdărim cu orez ustensilele. Eu nu am în această seară, dar o să fac fără. În momentul în care aplicăm orezul, trebuie să lăsăm o bucățică liberă, o margine, da? Pentru că de ea o să se lipească rulul nostru pe care o să-l obținem. Și e foarte important să nu punem o cantitate prea mare de orez, pentru că o să iasă mult prea groasă. Deci, întindem orezul cât putem noi de uniform, da? Și subțire, lăsăm o bandă liberă aici și după aia o să ne apucăm să punem în interior ce ne place nouă mai mult. Am făcut primul rulou de sushi pe care l-am umplut cu somon, cremă de brânză și castraveți. Acum o să facem pe următorul. Aceasta o să fie varianta vegetariană. O să folosesc mai multe legume. O să vreau să-l fac cu avocado, morcov și castraveți. Dar este bine ca de fiecare dată să spuneți ce vă place mai mult. Au fost dăți în care am făcut și cu ton și ceapă verde. Tot felul de nebunii. Ce vă place vouă? Avocado. E foarte important să le tăiem felințele cât mai subțiri, ca să nu fie foarte grasă în frutura. Tăiem rulourile de sushi. Înainte să le tăiem, luăm unul dintre cele mai bune cuțite pe care le avem în casă, îl umezim cu apă ca să nu se lipească orezul de el și tăiem niște felinguțe subțiri. Prima va fi întotdeauna eșuată, dar următoarele ar trebui să arate ceva mai bine. Am făcut sushi. Sper că aveți bețișoarele pregătite și enjoy!